Noua alianță care se cristalizează în această perioadă și care are ca protagoniști pe liberali și democrat-liberali pot întoarce raportul de forțe din Consiliul Județean Dâmbovița și din unele consilii locale. Această realitate impune ca PSD Dâmbovița să aibă dialog și negocieri pentru menținerea echilibrului și promovarea proiectelor în Consiliul Județean. Eu negociez cu toată lumea în ideea de a încerca să restabilim o stare de normalitate în județ. Și eu cred că ați observat în Consiliul Județean că starea de normalitate există și că a funcționat cu mici lucruri care sunt inerente atunci când vorbim de mai multe partide politice care sunt reprezentate în această instituție. O variantă ar putea fi alianța cu PPDD, dar matematica simplă arată că nu este suficient. Sigur că dacă se va încheia un protocol de colaborare cu PPDD-ul la nivel național, voi face același lucru la nivel de județul Dâmbovița. Este evident că nici la municipiu și nici la Consiliul Județean n-o să am suficiente voturi ca să construiesc o majoritate, da? Fiindcă 12 cu 3 fac 15, da? Și eventual mai îl punem pe domnul Moise, fac 16, dar îmi trebuie 18 voturi. Soluția complementară ar fi continuarea dialogului, în special cu Partidul Democrat Liberal. Și atunci voi continua să fac ce am făcut și până acum, să discut cu Partidul Democrat Liberal, să discut eventual cu PNL-ul, da? Dar mai puțin cu PNL-ul. Nu pentru că n-aș vrea să discut cu PNL-ul, am toată stima pentru consilierii județeni ai PNL-ului, n-am aceea stimă față de președintele lor. Iar eu mă bucur când domnul Volintiru dă declarații de-astea, că vrea să fie președintele noului partid rezultat din fuziune, ca să-mi va asigura mie mai multă liniște în Consiliul Județean.